provocările cele mai mari sunt legate de constanța calității permeatului la deversare în râul Zăpodie, colaborată cu schimbările calității levigatului din deșeurile de peste 70 de ani care sunt depuse în depozitul Patarât. Practic, noi trebuie să reușim, cu toate adaptările tehnologice, să obținem același permeat, indiferent de calitatea levigatului care intră în bazinele din care se alimentează stația de tratare a levigatului. Calitatea obișnuită trebuie să se raporteze la normele NTPA 001, pentru că este deversată în emisar. Sunt anumiți parametri cu valori limită bine definite în acest NTPA 001. După știința noastră, este o lucrare de referință la nivel național, prin care sunt combinate tehnologii de ultimă oră împreună cu proceduri de cel mai înalt nivel pentru tratarea levigatului, pe care Clarion le aduce în România de peste 15 ani. Da, respectă și asta, acest lucru confirmă și analizele lunare pe care noi le facem aici, atât pe levigat cât și pe permeat, adică ceea ce iese în urma tratării. Patarâtul este un depozit neconform. Este un depozit care e o radiografie a orașului Cluj de peste 50-70 de ani și atunci calitatea levigatului în fiecare zi, în fiecare an, practic este alta, astfel încât noi trebuie să ne adaptăm la toată această schimbare de zi cu zi și să obținem calitatea permeatului conform normativelor în vigoare. Levigatul este cunoscut ca una din cele mai dificile ape reziduale din lume. Ea cuprinde toți compușii din deșeuri, organici și anorganici, sute de parametri. Complicat nu este suficient ca să caracterizăm levigatul. Am putea să spunem în termeni plastici că este super complicat, nu doar complicat. Conform legislației în vigoare, acest punct de lucru pe care Clarion îl deține trebuie să garanteze o calitate a permeatului conform standardului NTPA 001, care este recunoscut ca fiind unul din cele mai drastice standarde pentru apa epurată din Europa. Mai mult decât este în Germania, mai mult decât este în Slovenia sau chiar mai mult decât este în Ungaria. Și noi, prin toate eforturile pe care le facem, trebuie să obținem această calitate a apei, care este mai bună decât apa de băut și oarecum similară cu apa distilată. Ținând cont că îndeplinește toate cerințele NTPA 001, da, este o apă în care pot să supraviețuiască peștii, pot să fie folosită și pentru irigat, este o apă mai mult decât ok. Fiecare analiză are specificul ei, este analiză care se face în funcție de metoda adecvată pentru identificarea clară a fiecărui component în parte, a fiecărui poluant. În acest sens trebuie să dovedim capabilitatea laboratorului pentru a obține acreditarea RENAR, acreditare care înseamnă dovedirea capabilității laboratorului, a personalului și a echipamentelor de analiză. Tehnologia, pentru a putea să obții acreditarea, e nevoie să dovedești faptul că deții echipamentele necesare și echipamentele optime pentru a face analizele așa cum trebuie. Deci, ca atare, și echipamentele folosite sunt echipamente care au dovedit faptul că îndeplinesc cerința. Atât noi, cât și autoritățile, atât locale, cât și naționale, ne recomandă ca și laborator de încredere și acest lucru cred că spune mai mult decât am putea să ne definim noi pe noi înșine. De ce? Pentru că facem lucrurile așa cum trebuie și le facem de la bun început, într-un mod corect, transparent. Echipamentele Clarion sunt recunoscute în toată țara, în mai bine de 80% din depozitele din țară sunt recunoscute la nivel mondial, datorită unei tehnologii care vine din nordul Germaniei. Este tehnologie special făcută pentru tratarea levigatului, care de 20 de ani, cel puțin în România, reușește să garanteze calitatea permeatului în condițiile de mediu cele mai drastice din Europa.